Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, Comisia Europeană propune oficial măsuri de reducere a consumului de electricitate în statele membre, dar și sau mai ales plafonarea veniturilor companiilor din energie și impunerea unei contribuții de criză pentru marile companii din sectorul petrolului, gazelor și cărbunelui, care, după cum spune Ursula von der Leyen, înregistrează și profituri uriașe. Citez: aceste întreprinderi realizează un profit pe care nu l-au anticipat niciodată, la care nici măcar nu au visat, a spus președinta Comisiei Europene, care a adăugat: în economia noastră socială de piață, să obții profit e un lucru bun. Însă, în aceste momente, nu este corect... Deci în aceste momente nu este corect să se obțină profitul record de pe urma războiului și pe spatele consumatorilor. Trăim vremuri în care profiturile trebuie împărțite și direcționate către cei care au cea mai mare nevoie de ele. Datorită propunerii noastre, vom mobiliza peste 140 de miliarde de euro către statele membre cu scopul de a atenua direct impactul acestei situații. Am încheiat citatul. O mulțime de întrebări se nasc după aceste declarații și nici măcar de natură tehnică, ci de principiu. Politologul Cristian Părvulescu este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule profesor, dacă se pierde legătura, o să vă sun eu înapoi, încercăm să vorbim așa. Deci asta, declarația și anunțul președintei Comisiei Europene, doamna von der Leyen, este o intervenție directă, politică în piață. E o decizie politică de a limita profiturile unor companii. Nu e așa? Cum se împacă asta cu valorile Uniunii Europene, ale statului de drept, ale economiei de piață? Da, chiar a explicat, pentru că doamna von der Leyen a spus economie socială de piață, iar economia socială de piață nu este o economie de piață, este o economie de piață care asigură protecție socială și echitate și face parte din ansamblul politicilor europene, depinde de valori, de egalitate, de echitate. Deci, punctul ăsta de vedere nu este niciun fel de abandonare a valorilor europene. Pe de altă parte, despre ce piață vorbim atunci când, spre exemplu, prețurile la hidrocarburi, la petrol, spre exemplu, sunt stabilite de grupuri de țări precum OPEC, fără niciun fel de bază economică, doar pe baza speculației. Dacă ar fi economie, atunci nu e așa, o cerere mare ar stimula o ofertă mare, pe câtă vreme țările OPEC refuză categoric să mărească producția, mergând pe linia Rusiei, care s-a alăturat acestora în OPEC Plus. Și atunci măsurile pe care trebuie să le luăm sunt de natură economică, pentru că de natură politică, pentru că măsurile politice au afectat, de fapt, funcționarea economie. Inflația se datorează prețului mare la hidrocarburi, în special la petrol, dar și la gaze naturale și la cărbune mai nou. Și condițiile astea, toată economia a fost dezechilibrată și face parte din jocul geopolitic al lui Vladimir Putin, evident. Sunt de acord cu asta, domnule profesor, dar ce interes vor mai avea marile companii despre care vorbește doamna von der Leyen să mai vândă energie dacă li se plafonează veniturile? Păi, de fapt, veniturile lor vor crește în continuare. Vor trebui să plătească o taxă de solidaritate. Da, deci, practic, nu mai încasează. Profitul va fi mai mic. Sigur, probabil că va exista. O parte. Nu, dar știți, probabil că va fi mai mare decât era înainte. Se plafonează doar acolo unde nu există legătură cu hidrocarburile. Adică unde curentul electric, spre exemplu, este produs din uraniu, energie nucleară, sau din energii regenerabile, acolo se plafonează, pentru că nu depinde de prețul hidrocarburilor care a crescut. În celelalte părți, câștigurile se fac, deci trebuie să se financeze de undeva. Este o taxă conjuncturală care va trebui să fie plătită, pentru că altfel, riscurile de tulburări sociale sunt foarte mari, ceea ce de altfel își dorește Vladimir Putin. O Europa fierbinte într-o iarnă înghețată. Uh-huh. Ok, atunci, iată, vă propun să venim la București, folosind acest exemplu, iată, însăși președinta Comisiei Europene, Comisia Europeană vrea să plafoneze veniturile, să impoziteze suplimentar veniturile anumitor companii, deoarece sunt prea mari.
Oare un guvern populist la București sau niște partide populiste din România n-ar putea să speculeze această poziție, să spună, păi și noi atunci, uite, putem să facem asta, nu doar în energie, să facem și colo și colo, sunteți, aveți profituri prea mari. Bun, haideți că încerc eu să-l sun acum pe domnul Purvulescu, să vedem dacă reușim să luăm legătura așa cu dânsul. Așa e, când faci... Așa e, când semnalul e pe aici, pe acolo. Da, și când faci emisiuni în direct, se întâmplă astfel de lucruri. Da, domnul Părvulescu nu este în țară. Este... Alo? Na. Bun, asta este... Alo? Da. A, așa, bun. Vă auzim. Ne auziți? Foarte bine. Da, bun. Deci, întrebarea mea era dacă nu care cumva, folosind acest pretext, partide populiste sau un guvern populist în România n-ar putea face același lucru și nu doar pentru companiile din energie. Pentru orice alte companii care consideră partidul respectiv, aflat la guvernare, iată, au venituri prea mari. Există un asemenea risc, dar exact cum a spus dumneavoastră, acest risc riscă să deformeze piața și să îndepărteze producătorii. Și știm asta. Este o soluție de excepție, într-un moment de excepție, în condițiile în care piața este distorsionată. În momentul în care piața va reveni la normal, în acel moment, aceste măsuri vor fi evident ridicate. Deci, un partid populist poate să fie tentat să facă aceste lucruri, dar nimeni nu spune că piața nu există. Piața există și piața va fi dură cu cei care nu vor accepta regulile ei. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru intervenție. A fost în direct în deșteptarea politologul Cristian Părvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.